stimați telespectatori, bine ați revenit la emisiunea Între Scriptură și Ziar. În ultima vreme, evanghelici au apărut în ziare cu diferite ocazii, prea puțin însă au apărut unii dintre membrii bisericilor noastre în ziare de cultură, în ziare de critică literară. De ce se întâmplă acest lucru? Probabil este o explicație istorică. De-a lungul vremurilor, evanghelicii au fost considerați oamenii unei singure cărți. Ba chiar s-a promovat și predicat ideea trebuie să citim o singură carte și am fost numiți oamenii unei singure cărți, trebuie să citim doar Sfânta Scriptură. Însă lucrurile s-au schimbat în ultima vreme, am devenit o generație care citim foarte mult, pe mijloacele noastre de lectură electronică avem biblioteci întregi de cărți de diferite tipuri, inclusiv beletristică. S-a mai întâmplat ceva. În biserici din anii 90, au îndrăznit să se apropie, deși înainte vreme au fost marginalizați, au îndrăznit să se apropie de bisericile noastre intelectuali, sculptori, pictori, muzicieni, chiar scriitori. De această dată am invitat lângă mine un scriitor publicat, un scriitor care a scris și înainte de convertire, a scris și după convertirea sa destul de recentă. L-am invitat pe scriitorul Dorin Mureșan și spun: bine ai venit, Dorin, între Scriptură și Ziar, și aș vrea să discutăm despre câteva lucruri care țin tocmai de această tematică a relației credinciosului cu scriitura, cu scrisul și lectura. Prima mea întrebare pentru tine este: ce ai scris? Sau mai bine zis, de ce ai scris înainte? Și cum, mare mirare, ai continuat să scrii după ce te-ai convertit? Pentru că se întâmplă un lucru interesant. După convertire, unii artiști parcă trec printr-o perioadă de lipsă de creativitate, se autocenzurează atât de mult încât le dispare focul creativ. Bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru invitația ta. După cum știi, am publicat 4 cărți de proză și o carte de poezie. Dintre aceste 5 cărți, 4 au fost publicate înainte de convertire, cea de-a 5-a, care este și o carte autobiografică, n-aș spune că a fost publicată după convertire, cât mai degrabă pe gardul, în timp ce stăteam pe gardul care desparte viața dinainte de convertire de cea de după convertire. Spui că unii scriitori își pierd capacitatea de a crea după ce sar acest gard. Nu știu dacă eu mi-am pierdut-o sau nu. Cert este că atunci când am scris această carte autobiografică de care îți spun, se numește Gestul animalului mort, a fost undeva în 2012, dacă bine mi-amintesc, am scris-o pentru a nu uita prin ceea ce am trecut. Acum, prin ceea ce am trecut, nu știu, ar trebui să mă întorc un pic în istorie, să spun ce am publicat. Cred că putem găsi și vă invit, dragi telespectatori, să consultați blogul scriitorului Dorin Mureșan. Acolo este o istorie fascinantă a convertirii dânsului și prezentarea acestei cărți. Aș vrea eventual să revenim asupra istoriei într-o altă emisiune, dar aș vrea să ne concentrăm de această dată spre acest aspect. Ai continuat să scrii, ai continuat să scrii critică literară. Simți că după convertire s-a întâmplat ceva înăuntru tău care te face să realizezi un act de creație superior calitativ, sau crezi că ai trecut printr-un blocaj temporar? Nu am trecut prin niciun fel de blocaj, ba aș spune că dimpotrivă mi-am dat drumul. Singura problemă care a apărut între timp, de la ultima carte publicată de literatură vorbim, a fost aceea că viața nu mi-a mai dat timp să fac literatură. Au apărut atât de multe probleme după convertire, atât de multe întrebări la care trebuia să le găsesc răspunsul. A apărut acest Dumnezeu pe care l-am cunoscut personal și pe care am vrut să-l cunosc mai mult, să înțeleg ce vrea de la mine și să înțeleg cine sunt eu în relația cu el, încât a trebuit să renunț pentru o vreme la literatură, fiindcă literatura, nu știu în ce măsură,
te face să gândești lucrurile așa cum ar trebui. Ea este mai degrabă o imitație a vieții. Lucrurile sunt un pic mai complicate și poate când ajungem la discuția, la problema ficțiunii, a beletristicii raportate la zona teologică, la zona religioasă, vorbim mai multe. Ai intrat între noi, între evanghelici, și probabil ai observat un lucru pe care unii dintre noi îl știu deja de multă vreme. Ai observat că, în general, între cei din biserici se citește destul de puțin beletristică, destul de puțin literatură de ficțiune. De ce crezi că nu se citește în general, de ce nu se citește în mediul evanghelic, în special beletristică, ficțiune? Da, aceasta e o întrebare foarte bună, pentru că eu, din ce am observat, chiar de la primul contact cu mediul evanghelic, este că evanghelicii citesc și chiar citesc mult. Dar am observat trei categorii de cititori. Cititorii care aleg în general cărțile de teologie, cărțile povățuitoare, sapiențiale, de înțelepciune, așa. Ei caută în aceste cărți să extrapoleze adevărul în care cred, să-l extindă, să-l poată aplica, să poată aplica adevărul în situații pe care le-au întâlnit alții, dar ei nu le-au întâlnit și urmează să le întâlnească. Aceștia sunt cei mai mulți cititori din mediul evanghelic. Mai sunt categoria cititorilor, i-am numit contemplativi, care citesc ca să deguste literatura. Ei pot trăi și fără a citi literatură. Le e tot una. Dar o fac nu neapărat dintr-un snobism, cât pentru a degusta, pentru a vedea cum e și acest tip de ciocolată mai rafinată. Da. Și mai sunt cititorii care se informează sau care prin meseria lor sunt obligați să citească informații specializate. Cititori activi, profesorii de literatură, exact. Cei care se întâlnesc cu lectura și pe latura profesională. Da. Și, desigur, ca în mediul profan, să-l numim, sau ca între neamuri, există marea masă de necititori, de oameni care nu citesc sau care citesc doar Biblia, Scriptura. Acum, întrebarea este, citesc evanghelicii literatură sau nu? Având în vedere că Scriptura este o operă literară, am mințit să spunem că ei nu citesc literatură. Problema este, ce înseamnă să citești literatură? Sau ce este literatura? Există această sintagmă de sola scriptura, prin care eu înțeleg că scriptura este singura autoritate sau autoritatea supremă în ceea ce privește doctrina și aplicabilitatea ei la viața de zi cu zi. Nu contest această sintagmă, sunt de acord cu ea. Problema este când, folosindu-te de ea, pui sub interdicție Te referi la sola scriptura, da? Da. Pui sub interdicție alte cărți. În sensul acesta, ce faci tu de fapt? Aplici situațiile din Biblie la situațiile cu care te confrunți în viața de zi cu zi, fără a folosi sau ignorând ceea ce Foucault numea epistema, adică ceea ce face ca lumea de astăzi să fie așa cum este. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, tind să folosești un limbaj de lemn. Limbajul de lemn nu este cerut de cele mai multe ori de situațiile prin care treci. Este o problemă pentru că tu poți să devii ridicol folosindu-l. Deci, pe de o parte, atunci când aplici situațiile concrete din Biblie la viața ta de zi cu zi, tu aplici ceva, aplici litera Bibliei fără a aplica spiritul ei sau fără să te intereseze ceea ce e dincolo de această literă. Practic, fără să te intereseze în ce lume trăiești sau cine ești, cine este omul contemporan. Pe de altă parte, folosind limbajul de lemn al Bibliei, fiindcă tu reduci toată lectura la Biblie, prin această sola scriptură înțeleasă greșit, folosești un limbaj de lemn care devine inadecvat și ridicol. Uh-huh. Autorii textelor biblice au folosit un limbaj specific epocilor. Noi folosim un limbaj specific epocii noastre. Atunci când reduci limbajul la limbajul biblic, îl consideri practic numai pe acesta sfânt și relevant, distinct de celelalte limbaje. Asta este cauza pentru care crezi că unii evanghelici când vorbesc, sau mai ales când sunt în biserică, vorbesc într-un fel, pe stradă vorbesc în alt fel, când spun rugăciuni în biserică,
folosesc un alt fel de limbaj. La asta te referi când spui limbaj de lemn sau, haideți să spunem, un limbaj liturgic. Un limbaj liturgic care este sub influența sau sub impactul unui tip de literatură, literatura biblică. Exact. Crezi că această deviație, hai să spunem deviație de limbaj, crezi că îi blochează pe unii dintre cei care ar putea avea talent? Și am identificat ca profesor de filologie, de litere, am identificat între tinerii din bisericile noastre, între studenții mei, am identificat mari talente. Chiar se simte talentul, însă trec prin ceea ce discutam mai înainte. Acel blocaj, nu vreau să scriu, pentru că dacă aș scrie o poveste, o ficțiune, aș minți. Și conștiința lor intră în acest conflict între fântâna aceasta, acest izvor artezian de talent, ar putea să se nască de acolo niște narațiuni extrem de frumoase care să ilustreze adevăruri morale și învățăminte biblice, probabil într-un mod extrem de pozitiv. Dar există această teamă de ficțiune. De ce crezi că evanghelicii nu doresc, nu vor să scrie ficțiune, se tem de ficțiune, deși, iată, citim cu mare plăcere C.S. Lewis, Leu Vrăjitoarea și Dulapul, spre exemplu. Din punctul meu de vedere, ficțiunea nu este o minciună. Dacă ar fi așa, atunci Iisus Hristos a mințit, pentru că pildele lui ce sunt? Ficțiuni, sunt beletristică. Problema este că opusul noțiunii de ficțiune nu este adevărul, ci faptul real. Scriitorul, atunci când scrie, imită viața, nu copiază viața, nu copiază realitatea. Un critic literar definea romanul ca fiind, romanul în progresia lui, ca fiind fizionomia interioară a epocilor. Practic, romanul nu copiază realitatea. Ceea ce e important aici este că scriitorul nu este interesat de faptele reale, istorice. Nu este o fotografie, nu este o fotogramă a realității, ci este o pictură care poate fi o sinteză. De exemplu, Van Gogh, în momentul când pictează, în mintea lui sunt 4, 5, 6, 7, 8, 10 locații care se sintetizează într-o imagine. La fel, în momentul când spui că pildele Mântuitorului sunt un mod de ficționare, este o sinteză a tuturor întâmplărilor posibile a realității potențiale sintetizate, filtrate într-o învățătură și scopul este învățătura morală care trebuie ilustrată pentru auditor. Exact. Pe scriitor nu-l interesează faptele reale, îl interesează adevărul. Iar ceea ce redă el prin personaje, prin tramă, prin lumea pe care o construiește acolo, este concepția lui despre lume, acel Weltanschauung. Nu? Acesta este adevărul pentru el. Dacă știința are un adevăr discursiv, literatura propune un adevăr reprezentativ. Dacă știința sau discursul științific spune adevărul, scriitorul spune ceea ce este adevărat pentru el. Spre exemplu, la Dante adevărul era doctrina catolică, dar opera lui prezintă perspectiva lui asupra acestei doctrine catolice. Prin urmare, în concluzie, realizând o ficțiune. Da? Exact. Ficțiunea nu este o minciună. Opusul noțiunii de ficțiune nu este adevărul, ci faptul real, faptul istoric. Problema cu literatura, pentru că despre asta pornisem să discutăm, este scriptura, literatură? Este. De ce evanghelicul nu o citește ca pe operă literară? E interesant aici că Warren și Wellick definesc literatura ca fiind acel text care nu te îndeamnă să faci ceva concret. Nu te pune să întreprinzi ceva. Literatura sau funcția literaturii este surprinsă, din câte spun și ei, de expresia lui Horațiu. Dulce et utile. Literatura este ceva dulce. Ea oferă o plăcere dezinteresată, gratuită, ca să zicem așa. Dar în același timp ea este și utilă. Iar utilitatea literaturii, aici, și aici vreau eu să ajung, aici mi se pare punctul cel mai important și cel mai delicat în mediul evanghelic, utilitatea literaturii nu este neapărat una de tip pragmatic,
ci ține de seriozitatea estetică, de o seriozitate a percepției. În ce sens aici văd eu un lucru foarte important? Noi când vorbim despre estetica unui text, ne gândim automat la calitățile lui, la armonia lui, la muzicalitatea lui. Nu, nu, nu. Estetica unei cărți este o lume, este estetica acelei lumi. Și are mult mai multe componente decât îmi place, citesc, mă desfăt, am acel tip de desfătare a lecturii pur subiectivă. Da? Exact. Practic Dumnezeu a creat o lume. La fel face și scriitorul. Scriind o carte, el creează o lume, o lume ficțională, să spunem așa, în care așează în centru concepția lui despre lume. Această lume trebuie să aibă o calitate estetică, nu? Deci ea trebuie să fie bine construită și prin intermediul ei să, cum să spun, să dea un îndemn cititorului să trăiască mai bine, să gândească. Cu alte cuvinte, chiar dacă este o ficțiune, să fie credibilă. Exact. Sunt adevăruri și aceasta este una dintre discuțiile pe care le întâlnim în orice manual de estetică literară. Sunt adevăruri relatate într-un mod necredibil, deși putem povesti un accident de mașină întâmplat sub privirile noastre. Da. Relatarea este necredibilă din cauza lipsei de talent, lipsei de vocabular, lipsei de instrumentar literar a autorului. În același timp, o ficțiune poate fi credibilă tocmai pentru că, așa cum ai spus mai devreme, transmite acele adevăruri de viață sau suma tuturor întâmplărilor potențiale din viață, care pot sintetiza, pot reprezenta o esență de parfum al vieții pe care o administrăm auditoriului. Exact. Practic și Aristotel a definit poezia, dacă bine mi-amintesc, ca fiind mai presus de filozofie, fiindcă dacă, sau de știință, fiindcă dacă știința spune ce se întâmplă sau și filozofia la fel, literatura spune ce s-ar putea întâmpla. În toate lumile posibile. În toate lumile posibile, exact. Să înțeleg așadar că vei continua să scrii și probabil vei îndemna pe alții să scrie și să citească. În ultimul timp, chiar în cadrul televiziunii Credo TV, prezinți o emisiune de carte, prezinți o emisiune în care îi îndemni pe telespectatorii noștri să citească. Crezi că ar mai exista și alte soluții pentru a îndemna în special pe tineri? Haideți să le spunem generația Facebook, care sunt niște devoratori de informație și de cele mai multe ori informații de proastă calitate. Crezi că este vreo posibilitate sau sunt soluții pe care le-ai întrevedea pentru stimularea creației literare, pentru a-i pune pe tineri să pună mâna pe condei? Ca să scrii bine, trebuie să citești mult și trebuie să citești scriitorii mari. Ca să pui mâna pe condei, sau Alexandru Mușina avea o vorbă foarte interesantă. Dacă imiți un scriitor mare, ești un om, poți fi cineva în cultură. Prin urmare, trebuie să pleci de la a citi o carte bună, de la a citi un scriitor de la un capăt la altul și de la a începe să-l imiți. Cu alte cuvinte, nu se poate fără acest mimetism inițial. Nu se poate. La fel cum ca în muzică, nu poți dintr-o dată să pui mâna pe pian, să devii un mare pianist fără să fi cunoscut literatura pianului și fără studiu de ani de zile. Deci prima tare comandare este lectura intensă. Lectura intensă. Este făcută pe hârtie, că este făcută pe tabletă, că este realizată această lectură în alte medii, lectura este un pas esențial. Exact. Nu văd cum să-l încurajez eu sau să-l aduc pe tânăr în fața cărții dacă el nu are această atracție. Emisiunea mea de la Credo TV se vrea mai degrabă sau vrea să pună mai degrabă accentul pe destinul teologic al culturii. Aduc în fața spectatorului sau telespectatorului cărți care la prima vedere nu au nimic de a face cu teologia, cu religia, și arăt că de fapt dacă le analizez în profunzime, ele duc acolo, ele se împlinesc prin teologie, prin adevărul ultim. Și mai ales dacă îl interpretăm prin ricoșeu. Deci probabil găsești un ricoșeu în acele cărți care trimit spre adevăruri teologice. Cultura în ea însă, și dacă cultura trăiește numai de dragul culturii, ea devine practic o hrană pentru vanitatea omului. Cultura se poate împlini doar teologic, doar
De asta spun despre un destin teologic al culturii. La fel cum teologia trebuie, are un destin cultural, în sensul că ea trebuie să preia tehnicile și procedeile specifice de comunicare specifice a acestei lumi și să promoveze adevărurile de credință prin aceste tehnici. În felul acesta poate ajunge la cititori sau la cei din afara. Dorin, ești scriitor. Ești scriitor cu acte în regulă. Ești de asemenea membru al unei biserici, ești credincios. Crezi că a fi scriitor reprezintă o vocație spirituală, o chemare a bisericii sau o simplă meserie? Cum te vezi în noua postură de credincios, păstrându-ți experiența și expertiza de scriitor, cum te vezi nu continuând neapărat să scrii ca orice alt scriitor, ci continuându-ți această activitate ca o vocație, ca o trimitere a bisericii? Poți să se întâlnească aceste lucruri? Da, sunt convins. Eu cred că dacă nu ne mințim, și aici aș putea aborda o altă problemă, de ce evanghelicul nu reușește să scrie literatură autentică, dacă nu ne mințim, cred că și creștinul evanghelic trece prin drame. Prin drame. Toți suntem trăitori de literatură. Este important ca unii dintre noi să fim și să punem această trăire și în scris. Și practic, atunci când citim, ne ajutăm pe noi să înțelegem lumea, să înțelegem omul aici și acum. Atunci când scriem, ne ajutăm pe alții să înțeleagă lumea, omul aici și acum. Eu cred că este o vocație. Eu cred că Dumnezeu mă cheamă să fac lucrul ăsta, să citesc, să... Pentru tine scrisul, mai ales ultimul roman, din câte știm cei care l-am citit, este o experiență catarhică în care ți-ai adunat răul, veninul, i-ai dat foc, l-ai ars, ai făcut publică experiența ta, te-ai făcut vulnerabil. Crezi că am putea imagina următorul lucru? Ești scriitor și ești chemat prin talentul tău natural, care poate fi transformat într-un dar al bisericii, ești chemat să ucenicești pe alții. Deci, spre exemplu, putem imagina o școală de vară, undeva în viitor, în care tineri credincioși care simt acest foc mistuitor. Cineva spunea, te arde de scris, simți că nu poți trăi fără scris, încearcă să stingi focul ăla. Dacă reușești să-l stingi, atunci nu ești scriitor. Dar dacă nu reușești să-l stingi, atunci ești scriitor. Eu am cunoscut tineri care nu reușesc să stingă focul ăla. Crezi că am putea imagina, de exemplu, o tabără de vară în care această, pun între ghilimele, meserie să poată fi învățată, această vocație să poată fi exersată? Da, sunt convins. De fapt, eu cred că scrisul poate fi o meserie. Și dacă tot l-am amintit pe Alexandru Mușina, el spunea că, într-adevăr, a fi scriitor poate fi o meserie. Diferența între scriitori și veleitari este aceea că cei din urmă, veleitarii, spun nimic mai simplu decât a face literatura, ceea ce este fals. Un scriitor învață tehnici, învață procedee specifice și el dădea și niște sfaturi. Spunea, există 4 metode pentru a ajunge să fii un scriitor. Încep de la citit, mergi la imitat, treci prin experiment, după care urmează calea magistrală sau alegerea unui maestru. Trebuie să rămâi sub autoritatea acestui maestru și vei ajunge să scrii. Dar toate aceste 4 etape trebuie atent gândite sau atent analizate și depinde ce citești, depinde pe cine imiți, depinde ce experimentezi, nu? Și depinde care este maestru. Cu alte cuvinte, tinerii care visează să devină scriitori maturi la un moment dat au nevoie de călăuză, au nevoie de ghid, au nevoie de cineva care să le fie, calcind un termen din latină, director spiritual, să dea direcție din punct de vedere spiritual și nu numai. Dar au nevoie mai ales de a nu se gândi, că vorbim de media evanghelică aici, sigur, au nevoie de a nu se situa sau de a nu se gândi că ei se află în centru. Aici e o problemă delicată. Mediul evanghelic nu dă literatură, nu dă beletristică, nu dă literatură autentică, fiindcă evanghelicul se crede situat în centru. El stă în cadrul adevărat, în cadrul unor răspunsuri. Dacă ne uităm la scena cu Petru, când Petru începe să calce pe apă,
literatura începe abia când începe să se scufunde. Uh-huh. Deci acolo este locul literaturii. Literatura începe când apar îndoierile, când apar surpriza, neașteptatul, când apar... se fracturează. Exact. Ori, lui. Dacă evanghelicul se crede în centru, se crede... De ce este evanghelic? Pentru că trebuie să aducă vestea cea bună. Ce înseamnă asta? Înseamnă să plece de la periferie, să-l ia pe om, pe necreștin, de la periferie și să-l ducă de mânuță către centru. Faptul că nu ajunge în centru, faptul că nu ajunge să fie ca Dumnezeu, îl face să scrie literatură. Literatura este ceva subiectiv, este o dramă, practic, pusă în scris. Și așa cum spui, în bisericile noastre, între noi, în jurul nostru, între vecinii noștri, între prietenii noștri, se desfășoară drame spectaculoase care au de-a face cu aceste adevăruri universale care pot fi, unele dintre ele, transpuse în istorie, în beletristică, pot fi puse pe pagină de hârtie, pot fi puse în mediul online, în mediul virtual și pot fi o hrană folositoare pentru fiecare dintre noi. Stimați telespectatori, iată un îndemn, să continuăm să citim, nu numai Scriptura. Prin Scriptură primim lumină asupra realității din prejurul nostru și așa cum spune textul biblic, prin lumina ta, Doamne, vedem lumina. Sunt atâtea lumini jucăușe și ispititoare în prejur. Sunt atâtea pagini de literatură care ne pot oferi, nu numai desfătare estetică, ci o înțelepciune cumulată de viacuri, destine însumate într-un parfum esențial pe care îl putem lua cu noi și îl putem folosi ca și combustibil pentru călătoria care ne așteaptă de aici înainte. Citind, adunăm înțelepciune, scriind, dăruim înțelepciune și împreună cu invitatul meu, scriitorul Dorin Mureșan, vă invităm de asemenea să continuați să citiți cu nesați și unii dintre voi cred că sunt chemați să și scrie. Și poate peste ani, peste zeci de ani după ce veți urma calea magisteriului, calea magistrală, calea uceniciei. Iată că este un loc în care trebuie să ne aruncăm orgoliile și să îl lăsăm pe Hristos să strălucească în noi și prin această vocație a scrisului. Dragă Dorin, îți mulțumesc pentru că ai fost parte din acest dialog, din acest timp, din această sufragerie luminată. Ne uităm la ferestrele către lume, o lume întunecată care așteaptă lumini. Lumini, de ce nu? Și care se izvorască din vârful condeilor noastre. Îți mulțumesc!